Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte din Scriptură, după călăuzirea care mi-a dat Dumnezeu. Și-aș dori în seara aceasta biserica să fie vie. Amin? Amin. Biserica să fie doritoare după cuvântul Său. Amin. Biserica să fie doritoare de a face o slujbă față de Dumnezeu, o slujbă bună. Și atunci când slujba este bună, Dumnezeu se bucură. Aleluia. În seara aceasta dorim să aducem înaintea lui Dumnezeu o slujbă de bun miros. Și această slujbă se meargă către Dumnezeu, o slujbă de bun miros și Dumnezeu să se bucure că are niște copii înaintea pe acest pământ. Slăvit să fie Domnul! Amin. În bisericile noastre de acolo este un salut și fratele Florin știe, Maranata Domnul nostru! Ar vrea să pun în seara aceasta o întrebare, îl așteptați pe Domnul? Amin. Vreau să vă spun, bisericii din Suceava îl așteaptă pe Domnul. Amin. Unii poate și-au spus că Domnul va veni în anul 2000, alții au spus că vine poate în alta, dar Dumnezeu știe. Dar noi trebuie să fim pregătiți și Dumnezeu va veni. Că Dumnezeu ne va găsi pregătiți. Amin? Amin. Ar dori în seara aceasta să dăm cinste cuvântului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citesc câteva cuvinte. Haideți să deschidem la Galatenii, capitolul 6, câteva versete, începând de la versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Amin. Haideți să luați loc în prezența lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, în seara aceasta vreau să vorbesc câteva cuvinte din aceste versete care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta. Și Dumnezeu în seara aceasta să ne facă conștienți că și trebuie să îl slujim pe El din toată inima. Să ne facă Dumnezeu conștient în seara aceasta că trebuie să-L căutăm pe El și în vremurile acestea să-L căutăm pe Iisus Hristos. În zona aceasta, în partea asta de Oltenia, sunt mai puțini creștini ca în Suceava, dar mă bucur un lucru, că mai este o rămășiță în Oltenia care slujește pe Dumnezeu din toată inima și Dumnezeu să vă binecuvinteze în seara aceasta. Am dorit seara aceasta ca Harul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt să vie peste dumneavoastră și să vă cuprindă. Și în seara aceasta Duhul Sfânt să fie prezent aici. Și prin rugăciune, și prin cântare, și prin cuvânt. Amin? Amin. Dumnezeu este prezent aici. Trebuie să fim conștienți că El este prezent aici. Și încă un lucru. Ne iubește. Amin. În seara aceasta ne-am adunat, dragi frați și surori, să slăbim pe Cel ce este Creatorul nostru. Amin. În seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva cuvinte, nu prea mult, ca să nu ne obosim nici trupește, că Scriptura ne învață. Ar vrea să vorbesc câteva lucruri și, în primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, dacă puteți să urmăriți și dumneavoastră din Scriptură, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea și va secera. Amin. Ar vrea în seara aceasta să ne punem 5 întrebări, să vedem cum suntem pe calea aceasta a lui Dumnezeu și să ne răspundem, nu trebuie să-mi răspundeți mie, ci să vă răspundeți dumneavoastră, fiecare să se răspundă individual. Prima întrebare care mi-a pus Dumnezeu, eram într-o seară acasă și mă gândeam la cuvântul acesta și mi-a pus Dumnezeu 5 întrebări și am zis, Doamne, hai să văd cum sunt în fața Scripturii, că cea mai principală, cel mai principal lucru, să spun așa, este Scriptura și trebuie să vedem că Scriptura este o oglindă. Trebuie să vedem în oglindă cum suntem. În fiecare dimineață, poate fiecare ne uităm în oglindă să vedem cum ne-am trezit și așa trebuie la un timp trebuie să luăm Scriptura și să ne analizăm pe noi înșine, să vedem cum suntem pe calea lui Dumnezeu. Pentru că sunt unii dintre frați tot merg pe calea aceasta lui Dumnezeu, dar nu se mai opresc la cuvântul Său, tot predică, sunt și predicator, sunt și proroc, sunt și oameni care cântă, dar nu se opresc și n-au un timp în care să se oprească și să vadă cum sunt ei însăși înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, vreau să fim înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie și vrem în seara aceasta să fie câteva întrebări pentru noi înșine, să vedem cum suntem pe calea lui Dumnezeu. Prima întrebare, să spun așa, întreabă-te și mă întreb și eu în seara aceasta ce semănăm, dragii mei.
Am stat și m-am gândit, umblu prin lumea aceasta, prin harul lui Dumnezeu care mi-a dat și am zis, personal, eu fac o slujbă, dar personal, eu, individual, trebuie să avem o pocăință, dragii mei, personală și această pocăință care mergem în slujire. Deci trebuie să avem și noi o disciplină personală în pocăință. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Unii dintre frați, să spunem așa, nu-și dau seama. Deci ei merg în slujire, Dumnezeu se folosește de ei, este adevărat, se folosește prin semne, prin minuni, dar pe altă parte trebuie să ne punem întrebarea noi ca lucrători, dacă avem o disciplină personală în pocăință. Pentru că nu poți să mergi în continuă lucrare și partea ta de părtășie, partea ta de rugăciune, partea ta de studiere a Scripturii să nu fie. În seara aceasta, haideți să ne punem întrebarea ce semănăm, dragii mei. Eram la școală și eram printre colegi la profesionale, eram și printre creștini, să spun așa, penticostali, care se numeau că sunt copiii lui Dumnezeu, dar înjurau, făceau lucruri nepotrivite, cum și unii tineri din biserică fac. Vreau să vă spun, făceau lucruri care nu erau potrivite, dar eu stăteam într-o parte a clasei și încercam să semăn. Și acolo era o deosebire între mine și cei care erau, spuneau că sunt pocăiți, deși nu erau. Și am încercat să semăn în biserică, acolo, adică la școală, acolo să semăn cuvântul lui Dumnezeu. Și am observat, dragii mei, că unii se răzvrăteau. Și problema era cea mai mare, că se răzvrăteau cei care erau pocăiți. În seara aceasta, ar trebui, dragii mei, să semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ajute tinerii care sunt la școală să semene un cuvânt la școală. Amin? Amin. Este nevoie, dragii mei, să fim niște copii al lui Dumnezeu care să semănăm. În seara aceasta, gândește-te tu personal, în viața ta personală, ce semeni? Ce semeni, dragul meu, în seara aceasta? În vremea aceasta, semeni în rugăciune. Dragul meu, în seara aceasta, mai ai acea dorință în care să semeni în bine, să faci bine, să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima? Sau te-ai oprit și nu te-ai săturat și ai spus, nu mai semăn nimic? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cine seamănă firea lui pământească, va segera din firea pământească. În seara aceasta, cum vrei și în ce vrei să semeni? Puneți întrebarea, dragii mei, că este foarte principal în vremea aceasta să semănăm în viața aceasta domnicească. Amin. Trebuie să semănăm, dragii mei, pentru că vrem la sfârșit să primim o cunună. Și cununa aceasta nu o vom primi dacă noi în vremea aceasta nu semănăm. În rugăciune, dragii mei, trebuie să semănăm în vremea aceasta. Mulți dintre noi, o spun cu durere, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, dar atunci când punem acea sămânță, când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, așteptăm răspunsul și nu-l primim. Dar atunci când înalți înaintea lui Dumnezeu rugăciune, să ne ajute Dumnezeu să semănăm cu lacrimi, dragii mei, ca să putem, dragii mei, apoi să primim de la Dumnezeu ceva. În seara aceasta, haideți să ne punem întrebarea ce semănăm. Ce semănăm în vremea aceasta, dragii mei tineri? Ce semănăm, dragi frați și surori, care sunteți mai în vârstă? În vremea aceasta este foarte important să semănăm în Duhul. Nu știu, vă pun întrebarea, nu știu, am fost de o dată, asta este a doua oară că vine zona aceasta, vreau să vă întreb, mai aveți acel foc de rugăciune? Amin. Mai aveți acea dorință de a face stăruințe după Duhul Sfânt? Amin. Mai aveți acea dorință să vă umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt? Amin. Vreau să vă spun, dragii mei, că în zona aceea a Bucovinei, în satul acela, în casa mea, tatăl meu, a primit Duhul Sfânt, deci avea 20 și ceva de ani de pocăință, după 23 de pocăință, după 23 de ani de pocăință, avea și așa a făcut Dumnezeu o trezire, că m-am întors la Dumnezeu din toată inima, până la 15 ani, am umblat prin lume și prin fel de fel de lucruri, am făcut și sport de performanță, am făcut multe, multe lucruri în viața aceasta și vreau să vă spun că atunci când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Vă spun un lucru, dragi, dragi și surori și dragi mame, mama mea era pocăită și era botezată cu Duhul Sfânt. Mama o semănat în lacrimi și a spus așa, Doamne, te rog, întoarce pe fiul meu la pocăință. O semănat în lacrimi, dragii mei.
Și după un timp, Dumnezeu m-a întors la El. M-a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Mi-a dat Dumnezeu acest har să iau așa legământul în apă. Și vreau să vă spun, rugăciunea mamei, rugăciunea tatălui este ascultată. Atunci când mama și tata se roagă, dragii mei, vreau să vă spun, rugăciunea aceea îl va urmări pe fiica sau fiul care este răzvrătit. Pentru că avem un Dumnezeu care este puternic, dragii mei. Mama mea s-a rugat și a zis, fiul meu cred că se va întoarce. Și vreau să vă spun, m-a scos Dumnezeu acolo unde eram, la sport, acolo unde făceam, am făcut rugby de performanță. Vreau să vă spun că Dumnezeu m-a scos de acolo. După fel de fel de jocuri, erau fel de fel de murdării, de bucurii, cum este în lume, așa, și vreau să vă spun, o plâng și vezi mama așa, Daniel, o să vezi că o să te întorci la Dumnezeu. Chiar dacă acum ești răzvrătit, nu mergi la adunare, faci fel de fel de lucruri, vei vedea că o să te arunci pe rugăciune și vreau să vă spun, o semănat în lacrimi. Și acum poți să se bucure. Slăviți să fie Domnul. Amin. Ascultă Dumnezeu rugăciunea, dragii mei. Amin. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Amin. De aceea, în seara aceasta, haide să nu dezlănăjuim. Poate ai o problemă, poate ai o greutate. Dumnezeul nostru, dragii mei, ne ascultă. Amin. Și în seara aceasta vreau să-ți aduc o veste. Dacă vei aduce în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu cauza, problema, greutatea, încercarea care o ai, Dumnezeu o va lua, dragul meu, o va analiza și o va da rezolvare. Amin. În seara aceasta trebuie să crezi din toată inima. Amin. Dacă vei crede, drag frate și soră, avem un Dumnezeu care are putere, care și astăzi vindecă. Amin. Vreau să vă spun că Dumnezeul acesta ne ascultă și atunci când semene rugăciune, rugăciunea este cel mai principal lucru din Scriptură, dragii mei. Dacă în seara aceasta noi ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, lucrează, Dumnezeu va lucra. Amin. În seara aceasta, dragii mei, haideți să ne trezim. Să ne trezim în Duhul nostru, să ne vedem la starea care suntem, ce semănăm. Cea mai multă parte am văzut din zona aceasta a Oltenie. Stă în băutură, stă în țigări, stă în lucruri care nu sunt potrivite. Dumneavoastră trebuie să semănați în vremea aceasta, în rugăciune, dragii mei, ca Dumnezeu să facă o trezire spirituală în Oltenia. Nu vreți să facă Dumnezeu o trezire spirituală? Vreau să vă spun, în zona aceea Bucovinei, bisericii s-au rugat și acum familii întregi, chiar în Bicov, am vrut să spun la fratele, chiar în Bicov, multe familii care erau, vreau să vă spun, împotriva lui Dumnezeu tare, cu biserica ortodoxă. Dumnezeu așa a făcut o intrare în familie și a scos familia acelea din păcate, din anturaje neplăcute și a dus în casa lui Dumnezeu și a făcut fii și fiice că avem un Dumnezeu care lucrează. Aleluia. În seara aceasta, dragii mei, vreau să vă spun încă un lucru. Rugați-vă ca biserică, că biserica are putere. Biserica are putere, dragii mei, de aceea trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ascultă biserica, că biserica are putere, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute și ca biserică să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru cei nemântuiți. Amin. Vreau să-mi pun o altă întrebare. Ce semeni în familie? Mai aveți în familie, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu? Mai studiați cuvântul lui Dumnezeu în familie? Voi ca capi în familie, mai aveți Scriptura seara și mai vorbiți din Scriptură? Dragi și surori, mai aveți timp de părtășie seara înaintea lui Dumnezeu? Sau altarele s-au risipit, s-au dărâmat și nu mai este nimic? În seara aceasta, haideți să ne punem întrebarea. Cu ani de zile în urmă, familia mea nu era rugăciune. Mă refer, de aceea am spus de rugăciune aceasta personală, familiară. Seara nu ne rugam. Seara nu ne strângeam la rugăciune. Și vreau să vă spun, Dumnezeu a dus timpul când putem să ne rugăm o familie, să ne bucurăm Duhul Sfânt. Dragii mei, în seara aceasta, haideți să vă puneți dumneavoastră întrebările. Mai aveți timp de rugăciune? Amin. În seara aceasta, puneți-vă întrebarea ca familie. Mai aveți timp de studiere a Bibliei, să cercetați Biblia. În seara aceasta, dragii mei, haideți să ne punem întrebare. Mai există post în familiile noastre? Dragii mei, vreau să vă spun că noi așteptăm de la Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze cu putere. Dar Dumnezeu nu va lucra dacă noi nu ne vom face partea.
Cum vrei să Dumnezeu să-și facă partea dacă tu nu-ți faci partea? Întâi Dumnezeu să ne ajute și în seara aceasta să ajute Dumnezeu familiile din locul acesta să-și facă parte în rugăciune. În seara aceasta Dumnezeu să ridice familiile. În seara aceasta Dumnezeu să se atingă, frați și surori. Este nevoie în familii ca familia să se ridice vremea aceasta. Diavolul atacă la familii și noi nu ne dăm seama. Dragii mei, în seara aceasta Dumnezeu să binecuvânteze biserica din locul acesta. Amin? Amin. Dumnezeu să binecuvânteze familiile. Amin? Amin? Dumnezeu să ne ajute să ne ridicăm din starea aceasta și să-L urmăm pe Dumnezeu din toată inima. Amin? Amin. Aș vrea să merg la a doua întrebare care Dumnezeu mi-a pus personal și atunci când am primit Duhul Sfânt, am zis, Doamne, eu am primit Duhul Sfânt, dar eu nu pot să stau așa, gata, am primit și nu mai fac nimic. Și a doua întrebare care mi-a pus-o Dumnezeu, mi-a pus Dumnezeu întrebarea aceasta, ce faci pentru lucruri semănate? Atunci când semeni și Dumnezeu ți-a dat un rod, te aștept, dragul meu, și cum punem, cum dumneavoastră aici cultivați pepeni, dacă puneți pepeni în pământ, cred că vă îngrijiți, nu lăsați așa, nu? Puneți odată și gata, când e timpul roade, merge și strâng. Cred că erbicidați, puneți apă ca să crească. Și am zis, Doamne, pentru starea mea duhovnicească, eu personal am primit Duhul Sfânt, Tu mi-ai dat. Dar eu ce fac pentru lucrul acesta? Ce fac? Dacă Tu mi-ai dat Duhul Sfânt, eu stau în loc? În seara aceasta spun o întrebare pentru fiecare. Dacă se încheie legământul cu Dumnezeu, da? Dacă ați primit Duhul Sfânt, stați în loc, nu mai mergeți la biserică? Nu mai căutați pe Dumnezeu în rugăciune sau nu mai căutați pe Dumnezeu în poș? Am zis, Doamne, ce fac pentru lucrul care Tu mi-ai dat? Și în seara aceasta vreau să ne punem întrebarea, ce facem pentru mântuirea aceasta care Dumnezeu ne-a dat-o? Ce facem care Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt? Mai alergăm la rugăciune, dragii mei, mai alergați la rugăciune vremea aceasta? Mai alergați să-L căutați pe Dumnezeu din toată inima? Atunci când primim, dragii mei, un lucru de la Dumnezeu, trebuie să-L prețuim și am stat și m-am gândit foarte principal, este un lucru foarte principal, dragii mei. Noi, atunci când primim ceva de la Dumnezeu, ne oprim în locul acela. Dacă a primit Duhul Sfânt sau un tânăr care a primit Duhul Sfânt, după un timp și ce face, nu mai înaintează să crească, ci stă într-un loc și nu mai crește. În seara aceasta, vrem ca Dumnezeu să ne ajute să creștem, dragii mei. Ca persoane individuale, Dumnezeu să ne ajute să creștem la starea potrivită în partea aceasta domnicească. Și Dumnezeu să vă ajute și să mă ajute. Amin? Amin. În seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să facem voia Sa și să putem, dragii mei, să facem pentru lucrurile acestea care Dumnezeu ni le-a dat. Să putem să, atunci când am semănat și Dumnezeu, dacă ne-a botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu să ne ajute să alergăm, dragii mei. Să alergăm la părtășie cu frații. Să alergăm, dragii mei, și să-L căutăm pe Dumnezeu în vremea aceasta. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să-L căutăm pe Cel ce este Sfânt. Pe Cel ce este viu, care este în seara aceasta în mijlocul nostru. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să putem, dragii mei, să-L căutăm pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Prea puțin, dragii mei, îl caută cu inimă curată. Dumnezeu să ne ajute pe noi și familiile noastre să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Dacă în seara aceasta Dumnezeu, să spun așa, vrea să reconstruiască altarul, tu ce faci dacă Dumnezeu ți-a reconstruit altarul? Dumnezeu vrea să pui în seara aceasta rugăciuni pe altar. Nu să lași doar altarul să fie așa, doar să fie așa, Dumnezeu ți-l-a făcut altarul, dar tu să nu mai faci nimic. Dumnezeu în seara aceasta vrea să te rogi și să menții. Și dacă ai Duhul Sfânt, Dumnezeu să te ajute și să mă ajute să menținem. Să menținem acel foc aprins până la sfârșit. Și Dumnezeu să ajute biserica. Amin. Amin. Uitați versetul 8. Mi-e la treia întrebare. Cine seamănă firea lui pământească, va sucera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va sucera din Duhul viața veșnică. În seara aceasta vreau să ne punem o întrebare din nou. Eu personal mi-am pus întrebarea aceasta acasă. În ce categorie ne aflăm? Ne aflăm în categoria aceasta care seceră în firea pământească sau ne aflăm în partea aceasta
care se cer în Duhul și vrea viața veșnică. Dacă aș pune întrebare bisericii, în ce categorie se află, voi trebuie să vă răspundeți însă, voi personal. Dragii mei, în seara aceasta, haideți să ne punem întrebarea aceasta, în ce categorie ne aflăm. Poate unii merg la adunare de ani de zile, dar știți că sunt unii care nu știu și nici nu îți interesați să află în ce categorie se află. În seara aceasta Dumnezeu să facă o trezire în mijlocul nostru și să ne facă să fim conștienți și dacă cumva nu suntem pe o cale bună, să ne ajute Dumnezeu să mergem pe calea bună și dacă noi nu putem să mergem pe calea aceasta bună, să ne rugăm la Dumnezeu că Dumnezeu are putere să ne ducă pe calea aceasta bună. Amin. Dumnezeu are putere, dragii mei, de aceea, dacă nu suntem pe o cale bună, Dumnezeu să ne ducă pe cea cale bună care ne duce spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, mă gândeam la întrebarea aceasta care Dumnezeu mi-a pus-o. Și mi-a pus o întrebare chiar. Mergeam cu lucrările lui Dumnezeu și am zis, Doamne, să pui întrebarea aceasta, în ce categorie sunt? Și eu zic, da, chiar dacă poate umbli și mă slujești, trebuie să-ți pui și tu întrebarea aceasta. Nu dacă, chiar dacă ești slujitor, să poate ești frate, care vestește Evanghelia, toți trebuie să ne punem o întrebare, dragii mei, și în viața noastră trebuie să stăm și să ne oprim în loc, să ne analizăm cum suntem. Pentru că putem să mergem pe calea aceasta și noi spunem că mergem pe calea lui Dumnezeu și la sfârșit poate vom ajunge acolo unde nu trebuie. Și ne vom pune întrebarea, Doamne, dar cum am ajuns aici dacă eu te-am slujit? Și de aceea trebuie ca fiecare să ne punem câte o întrebare în viața noastră, ca Dumnezeu să ne ajute să îi cerem la El, ca El să ne pună câte o întrebare, să vedem cum suntem pe calea Sa. În seara aceasta Dumnezeu să ajute biserica de locul acesta să fie în această categorie care slujește pe Dumnezeu, care îl urmează pe Dumnezeu și care vrea ca la sfârșit să primească corona veșnică. Amin. Dumnezeu să vă ajute să fiți doritori. Să fiți doritori după cuvântul Său, să fiți doritori de a-L sluji pe El, să fiți doritori de a-L căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu o să vă ajute, dragii mei. Doar căutându-L pe El, vom putea să găsim veșnicia. Acum când cei mai mulți pleacă la fale, Dumnezeu să ajute biserica, familiile noastre, să urcăm în sus. Este foarte greu, vă spun sincer, este foarte greu să urcăm în vremea aceasta, dar prin ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, vom putea birui, vom putea urca în vremea aceasta. Acum când toți merg la vale, Dumnezeu să ne ajute noi să urcăm către El. Cu adevărat vreau să vă spun că este greu. Dar Dumnezeu are putere să ne ajute. Pe cei care Dumnezeu îi ajută, ei merg înainte. Dar cei care vor să înainteze, Dumnezeu îi ajută. Deci în seara aceasta, haideți să cerem. Haideți să cerem de la Dumnezeu putere. Ca El să ne dea această putere să putem să înaintăm. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să înaintăm pe calea aceasta. Chiar dacă este greu, chiar dacă este probleme. Și eu personal am probleme și greutăți și încercări de familie. Dar Dumnezeu să ne ajute să putem să ne menținem la starea aceea, pentru că vreau să vă spun un lucru. Unii, chiar în familiile lor, în pocăință, au crescut până la un nivel. Și apoi când au văzut că dau de încercări, de probleme, de fel de fel și de fel de fel de lucruri, în loc ei în contra vrăjmașului să urce, îi merg la vale. Haideți să ne punem întrebarea, Dumnezeu în vremea aceasta, ce vrem să facem? Să înaintăm sau să coborâm? Înaintăm. Majoritatea dintre dumneavoastră spune să înaintăm. Amin. Și vă spun un lucru, Dumnezeu ne iubește. Amin. Și atunci când spui, Doamne, nu mai pot. Doamne, am problema aceasta, Doamne, am greutatea aceasta, Doamne, am încercarea aceasta. Acest Dumnezeu care noi am încheiat un legământ cu El, El ne ajută. El ne dă putere, vreau să vă spun. Încă un lucru, poate ești acum în vremea aceasta în foc și arzi, nu mai poți. Vreau să spun, dragul meu, ascultător, Dumnezeu nu te va scăpa de foc, ci te va scoate din foc. Dumnezeu, dragul meu, nu te va scoate din încercare. Nu te va scuti de încercare, dar te va scoate din încercare. În seara aceasta, haideți să ne punem întrebarea aceasta, dacă Dumnezeu este cu noi.
Dacă Dumnezeu este de partea noastră și dacă Dumnezeu este de partea noastră, haideți să-L slăvim pe El în seara aceasta. Haideți să-L glorificăm pe El, că El merită. Dragii mei, în seara aceasta, aș vrea să ne mai punem o întrebare, a patra întrebare și mă apropii de sfârșit. Ce alegem în vremea aceasta, dragii mei? Alegem să lucrăm împreună cu Dumnezeu sau alegem să venim la biserică și să stăm într-un loc? Nu știu lucrătorii din biserica aceasta, mă refer în cuvânt, în dedare și în celălalt dedare care Dumnezeu le-a dat. Nu știu câți lucrători sunt, dar în seara aceasta ce alegi? Să lucrezi pentru Dumnezeu? Să slujești pe Dumnezeu din toată inima? Sau alegi doar să stai într-o parte și să nu faci nimic? În seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să alegem ce este bine, să alegem, să lucrăm pentru El. Spune un cuvânt și se aud și prin gurile noastre, ogorul e mare, dar lucrătorii sunt puțini. Dragii mei, în seara aceasta, Dumnezeu să ne facă atenți și să ne trezească, să putem să lucrăm pentru El. Dragii mei, dacă noi vom lucra pentru Dumnezeu, gândiți-vă, la sfârșit Dumnezeu ne va da. Ne va da cununa veșnică. Și ceea ce așteptăm, ceea ce aștept eu ca tânăr, ceea ce așteptați dumneavoastră, Dumnezeu vrea, dragii mei, să primim cununa aceasta veșnică. Dumnezeu să vă ajute. Dumnezeu să mă ajute și pe mine. Să putem, dragii mei, să lucrăm pentru El. Amin. Dragi ascultători, dragi frați și surori, care sunteți prezenți, dacă nu aveți un dar de la Dumnezeu, cereți că Dumnezeu are daruri să vă dea. Nu stați nepăsători. Nu stați pe calea aceasta lui Dumnezeu doar să mergeți la adunare și doar să veniți acasă. Cereți de la Dumnezeu ca Dumnezeu să vă dea daruri și nu neapărat daruri din astea care se văd. Că noi de obicei așteptăm, Doamne, dăm un dar ca biserica să vadă că iau un dar. Dragii mei, Dumnezeu are alte daruri și vreau să vă spun chiar un dar care este foarte principal. Biserica în vremea aceasta are nevoie de mijlocitori și de mijlocitoare ca Dumnezeu să ajute biserica să înainteze. Este un dar care noi ne ferim. În seara aceasta Dumnezeu să lase, dragii mei, darurile acestea între noi care nu sunt văzute. Vreau să vă spun un lucru, nu știu, poate ați mai auzit. În zona aceea Bucovinei era un frate care a cântat peste 20 de ani la instrument, la acordeon. Și a fost undeva în zona aceea a Bucovinei la o vas de lucru. Și a spus așa Duhul Sfânt: bărbatule, când vei cânta și pentru mine? După 20 de ani, dragii mei, de cântare, să slujești pe Dumnezeu în cântare și apoi Dumnezeu să spună: când vei cânta și pentru mine? Când mă vei sluji și pentru mine? Hai să ne punem întrebarea: până atunci pe cine l-a slujit? O slujit de cântare, da? Pe cine l-a slujit, dragul meu? În seara aceasta, dragii mei, haideți să ne punem întrebarea și noi. Ce facem pentru Dumnezeu? Îl slujim pe Dumnezeu din toată inima? Îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima? Sau facem o slujbă doar formală să ne vadă biserica? Că suntem predicatori, că suntem proroci, că suntem cântăreți. Dumnezeu ce vrea în vremea aceasta? Vrea să vadă o schimbare în biserică? Sau vrea doar să fie doar biserica așa cum este și să nu se facă nicio schimbare? Dumnezeu în seara aceasta să ne trezească, dragii mei, amin, la o viață nouă. Amin. Dumnezeu să ne trezească la o pocăință nouă și reală. Să slujim pe Dumnezeu din toată inima. Vreau să vă spun o lucrare deosebită care Dumnezeu mi-a arătat pentru popor. Și mi-a zis Dumnezeu așa, spune întregii românii pe unde vei merge în biserici, ce plan am cu biserica mea. Vreau să vă spun, dragii mei, eram într-o seară acasă, de obicei nicio seară nu lipsesc de la rugăciune prin harul lui Dumnezeu, de când l-am cunoscut și de când am cunoscut iubirea. Și vreau să vă spun, într-o seară mă rugam înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, nu merg nicăieri la rugăciune, ci vreau să stau în părtășie cu Tine. Am văzut într-o lucrare un ogor mare de grâu. La un moment dat m-am uitat în sus
Și am văzut un om îmbrăcat în alb, nu i-am văzut fața. Era cu o seceră albă în mână. O coborât în mijlocul ogorului de grâu. Și verifica să vadă spicul de grâu dacă este copt sau dacă nu este copt. Vreau să vă spun, spicul de grâu era copt la jumătate. Și am întrebat, Doamne, ce înseamnă lucrarea aceasta? Și mi-a zis Duhul Sfânt așa, am venit să-mi iau poporul, dar poporul nu este pregătit să vină la mine. Dacă vin, în momentele acelea, dacă venea Domnul Iisus, foarte puțin dintre noi puteam să plecăm. Și mi-a zis Dumnezeu așa, vreau să mai las un timp bisericii de pretutindeni, ca biserica în vremea aceasta să crească, ca biserica în vremea aceasta să crească în starea aceasta domnicească. Și vreau să vă spun, am zis, Doamne, dar ce vrei să mai faci? Și mi-a zis Dumnezeu așa, vreau să fac lucrări minunate în biserică. Și vreau să vă spun, mi-a zis Dumnezeu așa, vreau să fac semne și minuni în biserică. Amin. În seara aceasta, vreau să vă pun o întrebare. Doriți acele timpuri în care Dumnezeu să lucreze semne și minuni? Amin. Credeți că Dumnezeu în timpul acesta poate să lucreze cu semne și minuni? Amin. Dragii mei, timpul acesta, momentele acestea, dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat să avem niște slujitori a Lui. Pentru că El vrea să lucreze. El vrea să facă lucrări cu biserica. El vrea să scoată lucrători în vremea aceasta, dragii mei. Care să lucreze cu semne și minuni. Să lucreze cu putere în vremea aceasta. Dragii mei, vreau să vă spun, haideți să ne ridicăm în vremea aceasta. Hai să ne ridicăm în picioare și vreau apoi să facem o rugăciune. Și în prezența lui Dumnezeu aici. În seara aceasta Dumnezeu vrea să lucreze cu putere. Dumnezeu vrea să se atingă de tine. Spune, Doamne, vreau să te atingi de mine în seara aceasta. Ce se poate atinge, vreau să vă spun. Că Dumnezeu are putere. Vreau să facem o rugăciune din toată inima. Și mă înteamnă Domnul. Dacă ești bolnav în seara aceasta și nu mai poți, doctorii au spus că nu-ți mai dă nicio șansă. Avem un medic care are putere, dragii mei. Să atingă de tine în seara aceasta. Vă spun o întrebare, Iisus, în seara aceasta. Crezi că El are putere să te vindece? În seara aceasta doresc ca biserica din Corabia să fie vindecată de starea domnicească. Dumnezeu să ridice starea domnicească în seara aceasta. Boala care o ai, Dumnezeu se poate atinge. Dacă vine Duhul de necredință, dă-le la o parte. Că Iisus în seara aceasta te va vindeca. Că vom face rugăciunea, dragii mei, doresc un lucru. Pune acolo mâna unitetoare. Și acel ce este Dumnezeu se va atinge. Acum câteva luni riscam să merg la operație pentru o împeticită. Și vreau să vă spun un lucru. Un frate mi-a zis așa, pune mâna acolo unde te doare. Și când spun în numele lui Iisus Hristos, ești vindecat, împendicită! Ești vindecat! Vreau să vă spun! A spus, Doamne, eu cred că Dumnezeu se poate atinge de mine! El a spus, fratele, în numele lui Iisus Hristos, ești vindecat, împendicită! Am simțit așa, un... Vreau să vă spun, un gol așa, care mi s-a lipit de spate! Aici aveam ca un ghim pe împendicită! La un moment dat am pus mâna pe împendicită mai tare și am strâns. Și am zis, Doamne, aici aveam o greutate, aveam ca un ghimpe. O dispărut ghimpele. Dragii mei, din seara aceea, Dumnezeu s-a atins de mine. De seara aceasta Dumnezeu se poate atinge și de mine. De aceea crede în seara aceasta că se poate atinge și te poate vindeca. Haideți să intrăm în rugăciune și Dumnezeu să-ți facă lucrarea în mine. Aleluia, Iisus, de Domnul slavă! Domnule, Doamne, 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 Doamne,